Întâlnirea acționarilor de la Pandurii nu s-a mai putut desfășura ca urmare a programului sportiv încărcat din această perioadă. Adunarea generală a asociațiilor la Clubul Pandurii va avea loc sâmbătă la orele 12, deoarece în urma convocării pe care noi am dorit-o pentru astăzi la 14, am primit o adresă de la conducerea clubului în care se arată că există un program competițional intens și adevărul ăsta este, care face ca în cea mai mare parte conducerea executivă a clubului să fie mai degrabă aproape de Cluj decât de Târgu Jiu în aceste momente. AGA de sâmbătă va avea o importanță mare cu privire la menținerea în funcția președintelui clubului, Marin Condescu. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi prevede prezentarea raportului financiar. Punctele de pe ordinea de zi sunt aceleași ca și pentru convocarea anterioară din 27 iunie, respectiv numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație, a unui nou cenzor și un raport al situației economico-financiare a clubului. E vorba de domnul Sava la... Da. Am solicitat, așa cum v-am spus, în primul rând prezentarea raportului și a documentelor care să reflecte situația economico-financiară a clubului. Eu aș spune că după prezentarea acestui raport vom vedea granița dintre a cere sau a nu cere schimbarea domnului președinte al Consiliului de Administrație. Conducerea CEO a solicitat înlocuirea din funcția președintelui Marin Condescu ca urmare a faptului că a refuzat să prezinte documentele financiare ale clubului.